Bun găsit pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă, în direct de la Paris, de la Congresul European de Dermatologie. Astăzi alături de mine este doamna profesor Maria Rotaru de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu care vom vorbi nu numai despre psoriazis, dar vom începe cu această temă în contextul în care, probabil că ați auzit până acum din discuțiile noastre anterioare, înțelegerea asupra psoriazisului s-a extins, nu mai este doar considerată doar o boală cutanată, ci o boală mult mai complexă, boala psoriazică, ce poate avea și alte determinări. Cum vedeți dumneavoastră, doamnă profesor, această schimbare, să spunem, de perspectivă asupra psoriazisului? Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru ocazia de a împărtăși ultimele noutăți cu dumneavoastră alături de cei care vor viziona. Într-adevăr, așa cum ați menționat, psoriazisul în ultima decadă, aș putea să spun, și în România, bineînțeles venind din lumea vestică, au ajuns cele mai noi și cele mai eficiente tratamente sistemice. Și această abordare în tratamentul sistemic a fost ca o consecință a înțelegerii mai bune a bolii. Boala psoriazică, de fapt, este o inflamație majoră, în primul rând, în piele, organul cutanat, cum îl numim noi, dar bineînțeles că și în alte organe și, în primul rând, în articulații. Cele mai frecvente asocieri între psoriazis cutanat sunt psoriazisul articular sau artrita psoriazică, sau alături de alte inflamații de la nivelul intestinului și, oricum, cel mai important este această asociere. Așa că noile descoperiri în tratament încearcă să abordeze psoriazisul ca inflamație atât cutanată cât și sistemică. Și cu acele determinări pe care le-ați menționat, plus psoriazisul unghial, al scalpului, da, așa atrita, este. Da. Un întreg complex, cum spuneați, de semne și simptome, și simptome, spune, adresate, așa, din nou, cum spuneați, cu acest nou val de medicamente biologice. Da. V-aș întreba din această perspectivă, pentru că aceste medicamente sunt disponibile și în România, și cum apreciați dumneavoastră acest moment, mai ales că și aici la Congres am văzut date din meta-analizele, de exemplu, pe registre cu secukinumab, da, am pronunțat corect, sper, da, date care susțin și consolidează ceea ce se știa din studiile clinice. Da, într-adevăr, aceste noi molecule, care sunt molecule în special în prima linie, am avut acces la tratamente anti-TNF factor alfa. Și în țară am avut 3 produse pe care le-am folosit și pe care încă le folosim și acum în tratamentul psoriazisului formelor moderate și severe, inclusiv cu afectare articulară. Și mai nou avem aceste molecule anti-IL-17, unele din ele, o moleculă pe care avem ca acces în tratament, este un anticorp monoclonal parțial umanizat, cealaltă este complet umanizat, ceea ce, după unele studii, conferă o mai mare siguranță la răspuns în timp, ca durată. Oricum, important este că aceste molecule au rezultate bune atât asupra psoriazisului cutanat, cât și a celui cu afectare articulară și cu localizările mai particulare. Afectarea unghială și afectarea mâinilor și palmelor, chiar dacă nu reprezintă o suprafață mare din corpul nostru, pentru pacient este foarte important, pentru că afectează manualitatea și are un efect foarte mare asupra calității vieții pacientului. Da, și așa cum spuneați, acoperirea din acest punct de vedere cu respectiva terapie, da, este cu numai, este pe tot ce, da, sunt aceste localizări. De asemenea, am constatat că există și o persistență în timp, la 5 ani, un răspuns. Da, un răspuns foarte bun, într-adevăr. Și mai nou, răspunsul la tratament se calculează după anumite scoruri. Unul din scoruri este psoriasis area severity index sau PASI, da, și care practic ne arată gradul de severitate al bolii și noi îl putem compara în timp ca răspuns la tratament. Ori s-a început întâi cu un răspuns de 50,
ceea ce însemna cam jumătate din erupție să dispară și după aceea a evoluat la PASI 70 și acum răspunsurile pentru ultimele tratamente chiar se caută aproape idealul, PASI 90 sau PASI 100, ceea ce înseamnă o curățire aproape completă a pielii. Vreau să mai menționez că mai există o moleculă care a intrat acum din fericire în România, pe care o așteptăm de aproape 10 ani, ustekinumabul, și care este o altă moleculă ce acționează tot biologic, antiile 12-23, și eu sunt foarte fericită că avem la dispoziție posibilitatea să alegem noi, ca terapeuți, tratamentul cel mai potrivit pentru pacient. Pentru pacientul, da, bineînțeles, potrivit. Pentru că nu trebuie să uităm că înainte de aceste tratamente biologice, noi trebuie să folosim tratamentele sistemice, clasice, și care de foarte multe ori merg foarte bine. Adică noi avem într-adevăr în sfârșit, pot să zic asta, acces la aproape tot ce este nou pe piața medicală. Și nu depinde decât de medic și de experiența lui ca să poată să aleagă cel mai potrivit tratament pentru pacient. Ați vorbit pe de o parte despre rolul medicului, pe de altă parte ați vorbit despre cât de bine este acoperită, inclusiv în România, componenta de tratament. Da. Și aș vrea să mai faceți câteva referiri la componenta de diagnostic precoce al bolii și, da, cu atât mai mult din perspectiva aceasta a unei boli cu afectare sistemică. Multiorganică. Da, exact, așa este. Ce este foarte important, într-adevăr, în tratamentul precoce al psoriazisului, este să oprești această cascadă a inflamației, să începi să tratezi boala cât mai devreme, în așa fel încât să nu lase urme, pentru că s-a constatat că acele celule cu memorie T, care apar în inflamațiile cutanate, pot să persiste și leziunile recidivează după un timp cu un tratament local, ceea ce într-adevăr ne duce cu gândul că aceste tratamente biologice au un efect mai bun sau un efect benefic pentru acest control al inflamației. Din această perspectivă este importantă aderența pacientului. Da, este esențială aderența. Cum face să-i convingeți pe pacient să continue tratamentul și după ce leziunile cutanate scad, da, sau chiar dispar? Cred că o mare parte din pacienți își doresc să-și mențină rezultatele și dorind să-și mențină rezultatele și având o stare de bine, ei atunci acceptă să continue tratamentul, pentru că nu mergem cu tratamentul pe orb. Periodic facem verificări clinice și biologice, periodic se fac investigații, la 6 luni se prelungește acest dosar pe care trebuie să-l facă fiecare medic. Nu este ceva stabilit de acum pe 5 ani. Noi trebuie să ne adaptăm în funcție de starea de bine a pacientului și, bineînțeles, de dorința lui. El trebuie să accepte, deci nu-i deloc greu. Dacă ții legătura cu pacientul, este, mie mi se pare, foarte ușor. Cei care nu sunt complianți, nu au aderență la tratament, ies singuri. Nu avem ce să facem, nu-i putem forța să facă, Doamne ferește. Nu putem decât să fim bucuroși când vin cu fața zâmbind, în loc să vină deprimați, cum am avut și avem noi mulți, sau am avut pacienți care, din cauza bolii, au făcut stări de anxietate și de depresie, stări care sunt foarte frecvente în această boală. Da, am văzut și aici la Congresul European de Dermatologie date care arată că 60% dintre pacienții cu psoriazis la un moment dat suferă de cel puțin un episod depresiv, exact ce spuneați dumneavoastră, da, și pe fondul unei stigmatizări extinse a bolii, 24% dintre cei care au răspuns în Germania unui chestionar spun că nu și-ar dori să intre într-o relație cu o persoană care suferă de psoriazis sau că n-ar vrea să folosească piscina în comun cu astfel de persoane. Sunt realități care inevitabil îi impactează pe pacient. Da, absolut. Sunt de acord. Noi vedem în daily practice tot mereu lucrurile acestea și cu atât mai mult ne încântă și ne bucură când vedem o schimbare în mentalitate și în mulțumirea pacientului. O schimbare care pleacă de la, așa cum spuneați, de la tratamentele actuale la care au acces și de la beneficiul acestor tratamente.
la rândul lor bazate pe o din ce în ce mai bună cunoaștere a mecanismului. Absolut, bolii. Da, de acolo și vine. Practic, cunoașterea bolii este rezultatul cercetării care a dus la obținerea și acestor noi molecule. Deci ele au mers mână în mână, nu s-au făcut separat moleculele și cunoașterea bolii. În felul acesta s-au obținut tratamentele moderne. Și prin acest moment în care intrăm într-o eră nouă. Într-o eră nouă, da, așa. Știți mai bine ca absolut, mine, da. Inclusiv de definiția psoriazisului și abordarea și înțelegerea patogeniei bolii, într-adevăr. Ca să încheiem capitolul psoriazis, deși pare fără sfârșit la cât de multe soluții de tratament sunt, am rămâne cu această idee că vorbim despre o redefinire a bolii. Da, vorbim de o redefinire și vreau să menționez ceva foarte important. Noi, dermatologii, reumatologii, suntem cu toții de acord cu această redefinire. Mai greu este ca ceilalți, specialitățile cu care noi colaborăm, să înțeleagă acest lucru. Că în mentalitatea multor colegi de-ai mei de alte specialități este psoriazis este numai boală de piele, îi dai ceva local și gata, îi schimbi alifia. Din păcate, această înțelegere minimalistă este foarte non-benefică. Și din această perspectivă, sigur va ajuta și acest interviu, pentru că suntem priviți și de medici de alte specialități decât dermatologia. Aș vrea să mai atingem un subiect, dermatita atopică. A, da, un subiect foarte interesant. Tocmai am fost la foarte multe sesiuni cu dermatita atopică și dermatita atopică este, să spun așa, ca patologie pentru dermatolog. Este noua atenție sau este în centru, este o redevenire a unei personalități. Este un trend, trend. Da, a redevenit în centrul atenției pentru că la ora actuală, în dermatita atopică, de asemenea, în formele severe de dermatita atopică, bineînțeles, și care nu răspund la tratamentele clasice, nu vorbim de formele ușoare, nici vorbă. Există foarte multe molecule și acestea biologice care încearcă să reducă această inflamație de la nivelul pielii și, bineînțeles, să controleze boala, pentru că s-a dovedit că la un moment dat de lungă durată și dermatita atopică poate să fie considerată o boală cronică inflamatorie, când ajunge să dureze mulți ani și să fie cu recurență și cu persistență. Dar e și preocuparea pentru a găsi soluții de tratament. Da, așa este. Aceste forme grave, evident. Da, este o nouă moleculă. Studiile deja au arătat cu rezultate foarte bune. Chiar ieri am urmărit și astăzi am fost cu microbiomul și cu partea aceasta de alterare a calității pielii. Dar ieri era mai mult, la una din sesiuni, chiar nu mai era dedicată dermatita atopice și, sigur, tratament de top este acum dupilumab, o nouă moleculă care practic intervine în controlul acestei inflamații de lungă durată este din piele. Este un subiect interesant atât de mult lumea dermatologiei, inevitabil ne va interesa și pe noi. Categoric. În perioada următoare. Da. Aș vrea pe finalul discuției noastre să vă întreb dacă în afară de psoriazis și dermatita atopică, glumesc acum, mai există și altceva în dermatologie. O întrebare foarte simpatică. S-ar putea să mai continuăm încă 30 de minute. Da, nu cred, numai le număr scurt de tot, pentru că e a patra zi de congres și eu am fost începând de din miercuri. Miercuri a fost o sesiune extraordinară de dermoscopie la International Society of Dermoscopy, unde am audiat pe marii maestri ai dermoscopiei, pe profesorul Harald Kittler, pe Argențianu, care sunt așa promotori dermoscopiei și chiar o plăcere de fiecare dată să auzim. După aceea să nu vorbim despre sesiunile de melanom și de, într-adevăr, de tratamentele moderne melanom, un nou capitol. Da. Și acum la sesiunea în plen, iarăși au fost invitați extraordinari pe o patologie, pe bolile rare care sunt cu fragilitate cutanată. Deci este foarte vastă dermatologia. Am putea, cred că, să vorbim în continuu și să nu uităm partea de alte boli inflamatorii, vasculitele, care sunt foarte severe sau pot să fie foarte severe, uneori cu un impact vital destul de mare. Așa că, chiar nici, pe viitor. Astea sunt pentru următorii. Pentru perioada următoare. Da. Rămânem cu aceste concluzii legate de complexitatea acestui domeniu, dermatologia, în care
avem multe evoluții în psoriazis, avem un nou trend în dermatita atopică, da, și foarte multe provocări pe celelalte arii despre care ne-a vorbit astăzi doamna profesor Maria Rutaru de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Pentru că sunt prima dată pe raportul de gardă, da, live și pe Facebook. Iar dumneavoastră rămâneți în continuare pe raportul de gardă Sibiu și pe pagina de Facebook pentru cele mai importante știri, informații de la Congresul European de Dermatologie. La revedere! Mulțumesc! Mulțumesc și eu!